Marea piramida Egiptului din Giza, una din minunile lumii antice și o ispravă unui geniu arhitectural, conține un gol ascuns de cel puțin 30 de metri lungime. Dimensiunile spațiului seamănă cu cele din Marea Galerie a Piramidei, coridorul de 50 de metri lungime și 8 metri înălțime, care duce la camera de înmormântare a lui Khufu, faraonul pentru care a fost construită piramida. Cu toate acestea, rămâne neclar ce se află în spațiul gol, ce scop a servit sau dacă reprezintă unul sau mai multe spații. Așadar, astăzi vom afla mai multe despre camera secretă din Marea Piramidă, care a stat ascunsă de umanitate mai bine de 4.000 de ani. Golul e prima structură interioară mare descoperită în piramida veche de 4.500 de ani din anii 1800 încoace, o descoperire făcută posibilă de progresele recente în fizica particulelor cu energie ridicată. Aceasta e cu siguranță descoperirea secolului, a spus arheologul și egiptologul Yukinori Kawae. Au existat multe ipoteze despre piramidă, dar nimeni nu și-a imaginat că un gol atât de mare se află deasupra Marii Galerii, a adăugat acesta. Construită să reziste, Marea Piramidă a fost construită în urmă cu 4500 de ani, în timpul celei de-a patra dinastie a vechiului regat al Egiptului antic. La acea vreme, Egiptul era o monarhie puternică, foarte centralizată, bogată din comerț și din agricultura alimentată de Nil. Marea Piramidă, fără îndoială, expresia supremă a acestei puteri. Faraonul Khufu, care a domnit între 2509 și 2483 înainte de Hristos, a construit pentru sine o piramidă a cărei bază se întinde pe mai mult de 52.000 de metri pătrați și inițial avea o înălțime de 146. Monumentul e format din aproximativ 2,3 milioane de blocuri de calcar care a trebuit să fie extrase, transportate, tăiate la dimensiuni și mutate la locul lor prin metode care rămân necunoscute și azi. Aceste tipuri de piramide sunt produsul major, ca să spunem așa, al regilor care le-au construit, a spus Kate Spence, un arheolog al Universității din Cambridge, care studiază Egiptul antic. O mulțime îngrozitoare de societăți egiptene au fost probabil orientate spre construirea piramidelor în acele momente speciale. De atunci, Marea Piramidă a atras curioșii. Azi, turiștii intră în piramidă printr-un tunel creat în secolul al IX-lea după Hristos, văzând invizibilul. Noua descoperire a camerei secrete reiese din proiectul Scan Pyramids, o misiune aflată sub autoritatea Ministerului Antichităților din Egipt. Lansat în octombrie 2015, proiectul își propune să privească neinvaziv cele mai mari piramide din Egipt, folosind o sumedenie de tehnologii. Anterior, Scan Pyramids anunțase detectarea unor goluri și anomalii interesante, care nu veneau neapărat ca o surpriză. Kate Spence a spus că interiorul piramidelor este mult mai marcat și mai plin decât își imaginează de obicei oamenii, dar noul gol descoperit a venit cu siguranță ca o surpriză și fără îndoială marchează cea mai mare descoperire realizată de radiografia cu muoni, o tehnică ce s-a dovedit funcțională pentru prima dată în piramidele din Giza. E o descoperire izbitoare, a spus și Chris Morris, fizician la Los Alamos National Laboratory și expert în tehnici de imagistică cu muoni. Asta face un alt radiograf cu muon gelos. Eu sunt gelos. Acești tipi au descoperit un lucru remarcabil. Tehnica care a fost folosită pentru a privi prin zidurile catedralelor, piramidelor, maiașe și chiar vulcanilor se bazează pe ploaia naturală de particule subatomice numită muoni. Aceste particule ajung pe Pământ tot timpul și ies atunci când razele cosmice se ciocnesc cu atmosfera superioară a Pământului. Deși nu putem vedea muoni cu ochiul liber, oamenii de știință îi pot observa cu detectoare speciale care creează traseele 3D. Întrucât muonii trec mai ușor prin spațiul gol decât prin materialele solide, aranjarea mai multor detectoare de muoni în și în jurul unei structuri permite oamenilor de știință să mapeze părțile solide și goale ale structurii. Ceea ce e atât de încântător este că muonii sunt ca Goldilocks, pierd suficientă energie pentru a-i detecta, dar nu atât de multă încât să fie absorbiți de țintă, a declarat Roy Sweeters, fizicianul de particule al Universității din Texas la Austin, care folosește muon pentru a studia piramidele Maya din Belize. Sunt cu adevărat un deliciu fabulos din natură, a adăugat el. În cazul Marii Piramide, o echipă condusă de fizicianul Universității Nagoya, Morishima, a plasat detectoare de muon în interiorul piramidei începând din decembrie 2015, permițându-le acestora să colecteze date de ani de zile. Primele rezultate ale lui Morishima au venit în martie 2016 și spre surprinderea cercetătorilor au sugerat că o regiune adâncă în interiorul piramidei a lăsat să treacă mult mai mulți muon decât se așteptaseră. Acești muoni în exces păreau să urmărească o cavitate lungă de 30 de metri,
cu o secțiune similară cu Marea Galerie. Două echipe suplimentare de la KEK, un grup japonez de cercetare a fizicii particulelor, și Comisia franceză pentru energie atomică au lucrat din august 2016 până în iulie 2017 pentru a confirma activitatea lui Morishima. Fiecare echipă a folosit o metodă diferită pentru detectarea muonilor. În fiecare experiment, cercetătorii au văzut un semnal pentru un gol care a atins cel puțin un nivel de 5 sigme de semnificație statistică, ceea ce înseamnă că există mai puțin de o șansă la un milion ca fiecare experiment să fie doar o întâmplare. Un gol mare, întrebări și mai mari. Regiunea aparent goală, pe care cercetătorii o numesc în mod neutru golul, are cel puțin 30 de metri lungime. Scopul său rămâne neclar, cercetătorii evitând cuvântul cameră pentru moment. Nu știm pentru moment dacă este orizontală sau înclinată, dacă e realizată dintr-o structură sau mai multe structuri succesive. Ceea ce știm este că acest gol e acolo, că este impresionant și că nu a fost așteptat de niciun fel de teorie. Taiubi și colegii săi subliniază că nu știu ce e golul, dar deja egiptologii au câteva idei inițiale despre ceea ce ar putea fi. Spence, arheologul din Cambridge, spune că golul poate fi un rest din construcția Marii Piramide. Subliniază că blocurile masive cu o greutate de 10 tone formează acoperișul camerelor de deasupra camerei regelui, camera centrală în care Khufu a fost așezat. Deoarece golul se aliniază cu camerele superioare ale Marii Piramide, care au fost puse acolo pentru a ameliora presiunea asupra camerei regelui de dedesubt, Spence sugerează că golul ar fi putut fi o rampă internă utilizată pentru a muta blocurile masive de acoperiș la locul lor. Pe măsură ce construcția a continuat, spune ea, această rampă ar fi putut fi lăsată goală sau umplută liber. Pentru mine, poziția face ca această interpretare să fie cea mai probabilă. E prea bine amplasat pentru a pune blocurile acolo sus, a spus aceasta. Salima Ikram, egiptolog la Universitatea Americană din Cairo, spune că amplasarea golului chiar deasupra Marii Galerii ar fi putut avea un rol important în construcția coridorului respectiv. Timpul ne va spune dacă aceste idei sau alte idei despre scopul golului sunt relevante sau nu. Taiubi și alți colaboratori, Scan Pyramids, spun că munca abia începe. Și pentru cei care se gândesc la explorarea personală a vidului, atunci trebuie să aibă răbdare. Niciun coridor cunoscut nu se conectează la acest spațiu, iar cercetătorii și experții subliniază deopotrivă că nu există planuri viitoare de a intra în gol pentru că nu doresc să spargă piramida pentru a ajunge acolo. În schimb, ei spun că pe termen scurt vor face tot ce pot pentru a privi spațiul neinvaziv. Există o mulțime de roci groase și, forând ceva, nu știi cum vei afecta întreaga piramidă. Dacă există ceva în spatele Monalisei, ai vrea să o ștergi și să vezi ce se află în spatele ei, trebuie să păstrăm cu adevărat integritatea monumentului. Golul a fost ascuns de ochii omenirii timp de 4500 de ani. Golul, a spus coautorul, Morishima de la Universitatea Nagoya din Japonia, nu era cunoscut de nimeni până acum, de când a fost construită piramida în urmă cu 4500 de ani. Marele gol e complet închis, a adăugat el, ceea ce înseamnă că orice din interiorul său nu ar fi fost atins de nimeni după ce piramida a fost construită. Faraonii din Egiptul Antic au construit pentru ei înșiși aceste morminte monumentale completate cu sarcofag pentru a-și ține mumiile îmbălsămate și aprovizionate cu tot ceea ce ar putea cere pentru viața de apoi, mâncare, îmbrăcăminte sau bijuterii. Piramida lui Khufu a fost jefuită cu mult înainte de a fi vizitată de arheologii moderni și nu au mai rămas rămășițe în niciuna din camere cunoscute. Din acest motiv, noua cavitate poate fi foarte interesantă, deși nu se știe dacă ea conține ceva. Viitorul pare promițător. Vom continua să realizăm imagini cu muoni pentru a dezvălui detaliile golului, inclusiv dimensiunile și inclinația acestuia și dacă e format dintr-o singură cavitate mare sau dintr-un complex de mai multe. Tehnologia noastră de imagistică cu muoni nu poate confirma dacă există sau nu unele artefacte. Orice lucru din interior ar fi prea mic pentru imagini cu muoni. Echipa își îndreaptă deja atenția asupra noilor tehnologii pentru următorul pas, posibil un robot în miniatură care poate călători prin găuri mici pentru a examina interiorul golului fără a deranja nimic. Deși în prezent nu există informații despre rolul acestui gol, aceste descoperiri arată cum fizica modernă a particulelor poate arunca o nouă lumină asupra patrimoniului arheologic mondial. Uneori, apar anumite descoperiri arheologice care schimbă la propriu istoria. Îmbinarea acestei științe cu fizica sau chimia poate avea efecte benefice, după cum am putut vedea. Descoperirea acestui gol e o realizare enormă pentru întreaga comunitate istorică și cu siguranță cercetătorii vor căuta metode să examineze golul mai în detaliu, fără a săpa în piramidă, existând riscul ca aceasta să se prăbușească. Și cine știe oare ce vor mai găsi în acea cameră.
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!